Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați contribuabili. Tema conferinței de astăzi este una, să spunem, generică. Vorbim despre rezultatele prezentării de către contribuabili la dărilor de seamă ține de impozit venit. Aici vorbim de persoane juridice și fizice care desfășoară activitatea de antreprenoriat, dar și vorbim de persoane fizice, cetățenii ai Republicii Moldova. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru spiritul civic de care ați dat dovadă prin prezentarea în termen declarației privind impozitul pe venit, prin calcularea acestui impozit și achitarea în termen, astfel împreună contribuim la consolidarea economiei naționale, la păstrarea locurilor de muncă și, nu în ultimul rând, la civismul social în ceea ce privește achitarea impozitelor și taxelor. Ține de serviciu fiscal va depune eforturi constante în îmbunătățirea serviciilor pe care le prestează. Ne propunem să digitalizăm toate serviciile, în primul rând să extindem serviciile astfel încât să fim cât mai aproape de contribuabil și a-i facilita procesul de prezentare a calculelor și achitarea impozitelor în termen. Potrivit codului fiscal, contribuabili, persoane juridice, persoane fizice care desfășoară activitate de tip prezător și persoane fizice care au activitate independentă, erau obligați să prezinte declarația privind impozit venit până la 27 martie. De fapt, termenul limită era 25 martie, astfel încât dacă termenul limită de prezentare a declarației este o zi de sărbătoare sau de odihnă, termenul se prelungește pentru ziua lucrătoare imediată. Astfel, pentru perioada anului 2022, au fost prezentate de către contribuabile sus menționat 104.935 declarații privind impozit venit. Ceea ce vreau să menționez că 74.844 au fost depuse în termen, dintre care 30.121 au fost depuse tardiv. Din număr total de declarații depuse, 58.000 reprezintă declarațiile juridice, declarații persoanelor juridice cu privire la impozit venit anual, precum și dările de seamă unificate. Un alt compartiment destul de, să spunem, mare de prezentare de declarații privind impozit venit, 34.744 declarații prezentate de către agenții economici, subiecte ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, 7.654 declarații privind la impozit venit organizațiile necomerciale sau ONG-uri, cum spunem noi, să spunem locul 4 sau după numărul de prezentări, 2.518 declarații au fost prezentate de persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției. După moduri excepționale, 75.197 declarații au fost prezentate în format electronic, iar altele 29.768 au fost prezentate pe suport de hârtie. Ce vreau să menționez că declarațiile prezentate electronic au o tendință de a se majora. Vorbim aici o creștere de 7.35.000 declarații și cele prezentate pe suport de hârtie s-au micșorat cu 9.100 declarații, ceea ce stimulează trendul de a prezenta de către contribuabil prin serviciile pe care le oferim electronic, declarațiile electronice. Astfel, pentru, dacă luăm în comparație, să spunem, cota procentuală a acestor declarații, în total declarații prezentate, declarații electronice prezentate în 2022 au constituit 71,6%, iar în anul 2021, 63,5%. Asta face să deducem că contribuabile foarte, să spunem, foarte prietenos reacționează cu servicii electronice, servicii fiscal, astfel încât declarații sunt prezentate electronic. Un alt element important care trebuie să-l analizăm aici sunt veniturile și cheltuielile care au fost declarate prin aceste dări de seamă prezentate către serviciul fiscal. Astfel, pentru anul 2022 avem venituri declarate de 639 miliarde lei, iar cheltuieli de 586 miliarde lei. Dacă luăm în comparație, avem o creștere la venituri de 127 miliarde lei și la cheltuieli de 122 miliarde lei. Dacă vorbim de impozitul calculat din, diferența din venituri și cheltuieli sau mai corect din profit, avem o creștere de un miliard, circa un miliard, adică avem 6,7 miliarde pentru anul 2022 calculat de către persoane juridice și fizice care desfășoară activitate de antreprenoriat. Dacă repartizăm aceste sume achitate, calculate și achitate către ramurile economiei, cea mai mare pondere o are comerțul și vorbim de 2,3 miliarde lei calculate
impozit calculat în domeniul comerțului, urmează 755 milioane de lei activități financiare și asigurări, 750 milioane de lei industria prelucrătoare, 463 de milioane lei, vorbim de agricultură și silvicultură, 371 milioane lei transport, 335 milioane lei tranzacții imobiliare și 329 milioane lei construcții. Aferent perioadei fiscale pentru anul 2022, contribuabili persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător au, care nu desfășoară activitate de întreprinzător au avut obligația de a prezenta declarația privind impozitul venit până la 2 mai 2023, anul acesta a fost 2 mai, cu riscul de a mă repeta, termenul limită a fost 30 aprilie, astfel încât la fel a fost o zi de odihnă și s-a prelungit până la 2 mai. Vreau să menționez că, ca și anii precedenți și anul acesta, serviciul fiscal pentru perioada lunii aprilie a avut un regim special de muncă. Vorbim chiar și zile de odihnă, erau colegii noștri, au fost în subdiviziunile noastre teritoriale, astfel încât să faciliteze sau să dea posibilitatea contribuabililor sau cetățenilor să-și prezinte dările de seamă, inclusiv și pe 30 aprilie și pe 1 mai, chiar dacă au fost de odihnă, noi am fost la serviciu, regimul a fost de la 8 până la 17, regimul de lucru. Dacă o să analizăm în general, să spunem, acest aspect, vorbim de venituri declarate, cei care sunt obligați să declare venituri, vorbim de persoane juridice care țin la sursa de plată veniturile și taxele achitate în folos persoane fizice și cetățeni, vorbim de 98,2 miliarde lei. Aceste venituri au fost declarate de 1.533.000 de persoane, iar impozitul venit reținut la sursă a fost de 7,2 miliarde lei. Și la fel, dacă analizăm în dinamică, vedem că și aici la toate compartimentele au fost creșteri. Dacă vorbim de venituri, a fost de 15 miliarde de lei. Dacă număr de contribuabili care, de la care s-a reținut și s-a achitat impozit, 10.000 de cetățeni și impozit de 1,12 miliarde de lei. Pentru perioada de referință au fost recepționate 175.835 de declarații, mai mult cu 1.534 sau cu 1% mai mult. Contribuabili persoane fizice care au depus declarații au venit și au utilizat una din următoarele metode de raportare. Metoda clasică, vorbim pe suport de hârtie, o bună parte din, să spunem, din contribuabili sau cetățenii care achită sunt persoane care nu au acces la internet sau nu au un sistem de autorizare electronic, vorbim de diferite tipuri de semnare electronice, vorbim de chei publice, de semnături electronice prestate de către anumiți operatori. După aceea mergem prin declarație precompletată. Aici este un mix, adică serviciul fiscal are un instrument de declarație precompletată, astfel noi din toate sursele pe care le sunt accesibile nouă construim o declarație, astfel cetățeanul vine și doar noi o printăm și dacă este de acord cu sumele care sunt declarate, este semnată și prezentată și, nu în ultimul rând, declarația electronică la care noi punem un accent deosebit. Astfel se facilitează prezentarea dării de seamă electronice, evitând să avem cozi și prezentarea fizică a cetățenilor la oficiile noastre de servire fiscală. Astfel, declarații electronice au fost prezentate 19.654, o creștere de 11% față de anul trecut sau cu 2.234 declarații. Suma venitului declarate către persoane fizice care au prezentat declarația CET 18, declarația privind impozit venit, noi spunem CET 18, a constituit 20,89 miliarde de lei sau cu 2,5 miliarde mai mult comparativ cu anul 2022. Impozit venit calculat a fost de 1,8 miliarde de lei sau cu 0,21 miliarde mai mult față de anul precedent. Dacă o să analizăm structura acestor venituri declarate de persoană fizică, vorbim 74% din venituri au fost venituri salariale, urmate de 12,9% dividende și 3,1% venituri obținute din transmisie sau din transmisie în posesie sau folosință, cu excepția terenurilor agricole aici. Pentru perioada anului 2022 au fost identificate 4.180 persoane cu venituri mai mari de 1 milion de lei. Dacă o să analizăm în comparație, avem o creștere cu
circa 800 de persoane, din care s-au calculat impozite și taxe de 1,4 miliarde de lei. Ceea ce vreau să menționez aici este faptul că cea mai mare sumă declarată de către o persoană fizică a fost de 43,8 milioane de lei. Cea mai tânără persoană care a declarat venituri mai mult de 1 milion de lei este în vârstă de 19 ani și cea mai în vârstă persoană este de 82 de ani. Dacă o să analizăm aceste persoane după categorie de vârstă, avem 174 de persoane care au declarat venituri mai mari de 1 milion de lei de la vârsta de 18 până la 29, 1099 au vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani, 1501 vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, 1057 cu vârsta cuprinsă între 50 și 59 de ani și 978 cu vârsta mai mare de 60 de ani. Dacă o să analizăm după volumul veniturilor pe care l-au declarat, ponderea cea mai mare sau 3512 persoane au un venit cuprins între 1 milion și 3 milioane de lei, 756 de persoane au venituri cuprinse între 3 și 6 milioane de lei, 291 de persoane au venituri cuprinse între 6 și 11 milioane de lei și 251 de persoane au peste 11 milioane de lei, adică venituri declarate peste 11 milioane de lei. Mecanismul de semnări procentuale se bucură printre contribuabile fiind o modalitate de a participa la gestionarea banului public, astfel pentru anul 2022 persoane care au diseminat 2% din venitul din impozitul pe venit au fost 41.819, de fapt cu 4.422 persoane mai mult de față de anul precedent. Suma care a fost redistribuită este de 13,69 milioane de lei sau cu 2,97 milioane de lei mai mult decât în anul precedent. Astea au fost informațiile totalizate și ține de prezentarea declarației privind impozit venit persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de antreprenor, totodată și persoane fizice care au activitate independentă, asta fiind o categorie de contribuabili și altă categorie sunt cetățenii sau persoanele fizice care nu desfășoară activitate de antreprenor. În încheiere vreau să le mulțumesc cetățenilor și celor care participă prin contribuțiile și impozitele pe care le achită la consolidarea bugetului public național. Noi apreciem foarte mult și eforturile pentru a achita impozite, pentru că achitarea impozitelor determină sau constituie un element obligatoriu conform cadrului legal, dar totodată este un manifest civic în sensul în care persoanele achită benevol și sunt prezentate la oficiile noastre pentru a-și prezenta în termeni stabiliți de cadrul legal declarațiile privind impozitul pe venit. Noi în continuare vom face tot, vom întreprinde toate acțiunile și vom îndrepta toate eforturile serviciului fiscal pentru a presta servicii de calitate, de a răspunde tuturor așteptărilor contribuabilor, astfel încât procesul de calculare, achitare și administrarea impozitelor și taxelor să fie unul lejer, ușor și pe înțelesul tuturor contribuabilor. Vă mulțumesc mult și dacă sunt întrebări, vă rog să mi le adresați. În primul rând s-a mărit obiectul impozabil, vorbim de veniturile care au fost declarate, noi am spus că ele s-au mărit considerabil, astfel încât impozitele pe care le-au achitat au fost peste 1 miliard de lei, în plus, între 2 miliarde de lei și subiecții care au fost antrenați în achitarea impozitelor și taxelor. Da. În prezentare am văzut că a spărit numărul persoanelor care depun declarația în mod electronic, dar totuși sunt și din cei care încă le depun în mod tradițional pe scrutin. Care sunt măsurile preconizate de SFS pentru a determina pe toți treaba la această modalitate, ca să fie mai ușor chiar și pentru contribuabili și pentru administrație? Mulțumesc mult pentru întrebare. Cu siguranță și noi și dumneavoastră ne dorim să avem servicii electronice și accesul la aceste servicii electronice. De fapt, serviciul fiscal are trei instrumente pe care le folosește actualmente pentru a primi declarațiile electronic. Vorbim de persoane de sine stătător având o cheie de acces electronică, poate și depune declarația.
Noi avem e-mailul chat@sfs.media. Pe acest e-mail persoana poate să semneze electronic declarație să o transmită. Astfel noi prelucrăm sistemul informațional. Mai avem și site-ul, e-mailul oficial la serviciul fiscal mail@sfs.media și chiar dacă este cu semnătură o graf prezentată de persoană fizică, noi tot o prelucrăm. Un instrument inovator pentru anul ăsta, sau o să fie pentru 2023, pentru anul de raportare 2023, care vor fi prezentate în 2024, astfel din 2024, persoanele care vor dori să disemineze electronic, să disemineze aceste 2%, vor fi obligați să o facă electronic. Asta fiind un instrument de a stimula ca persoanele să-și prezinte declarațiile electronic. Analizând faptul că anul ăsta am avut peste 40.000 de declarații prezentate pentru a desemna aceste 2%, sperăm pentru anul viitor să avem o creștere mai consistent, nu 11%, dar cred că 20 sau 30% în ceea ce privește declarațiile electronice. То есть не увеличили порог минимального налогооблагаемого объема. Вот так и осталось 27 тысяч. Vedeți că impactul se vede pentru că noi vorbim și de persoane juridice și persoane fizice, vorbim de creșterea încasărilor, adică noi și vorbim de creșterea esențială. Dacă la persoane juridice am spus 1 miliard, la persoane fizice 1,2 miliarde. Asta însemnând că baza impozabilă se consolidează, astfel sunt încasate mai multe impozite la buget. Victoria Pădure, Moldova 1. Vreau să vă întrebăm, ați menționat că cel mai tânăr milionar are 19 ani, ok, teoretic, la 82, poate s-a mai desfășurat mai multe activități. În baza la ce activitate are acest tânăr că la 19 ani se devină milionar? Sunt surse de venit, în mare parte sunt din IT, adică și aici este un domeniu în care noi avem consultate, având și regim preferențial, dacă cunoști parcul IT, adică aici este din IT, dacă nu mă greșesc. Și eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, succes!